Permiteți-mi mai întâi să salut musafirii noștri care astăzi participă la acest meeting, în special cei veniți din alte localități care sunt împreună cu noi la această acțiune de protest împotriva a ceea ce se vrea, exploatarea unor resurse neconvenționale sau așa numitele gaze de șist. Vreau de asemenea să vă mulțumesc dumneavoastră, celor care sunteți astăzi aici, localnici, pentru că prin prezența noastră aici demonstrăm că ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru, de ceea ce se întâmplă cu terenul pe care noi ne câștigăm existența. În continuare, o să dau cuvântul domnului Andrei Boț, președintele asociației care se ocupă cu aceste meeting-uri de protest. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Bună ziua, bine ați venit! Sper să se audă foarte bine. E acest hău, e așa sala de sport. N-am avut o sală mai mare. Mulțumim în primul rând primarilor, sunt aici în dreapta, și preoților, vreau să-i și prezint. Sper să mă înțelegeți foarte bine. Aș vrea să încep din dreapta, domnul Ștefan Muscă, primarul Comunei Olari. Domnul Vidran, primarul Comunei Siman. Domnul Florin Tema, primarul Comunei Siman. Domnul Mircea, primarul Comunei Macea. Domnul Otilo Pac, primarul Comunei Iratoșu. Domnul Vince Almași, primarul Comunei Dorobanți. Domnul Ioan Cuzman, economist. Domnul Dimitrie Muscă, doctor inginer, director combinatului agroindustrial Cornici. Gazda dumneavoastră, domnul Tumuța, primarul orașului Sântana. Domnul profesor universitar, doctor Valeriu Tabără. Părintele Bozian Gheorghe de la Curtici. Părintele Tudor Budeanu de la Macea. Părintele diacon Adrian Crainic de la Sântana 2. Părintele Ioan Crainic, parohul parohiei Sântana 2. Voi mai interveni pe parcurs, aș vrea să dau cuvântul gazdei dumneavoastră, domnului primar Tomuța. Am spus la început că suntem aici cu toții pentru că vrem să demonstrăm faptul că ne pasă și ținem la acest pământ pe care trăim și pe care ne câștigăm existența. Vreau să vă aduc aminte că pe acest pământ au trăit înaintașii noștri, care și ei, la fel, și-au câștigat existența și l-au păstrat pentru a ni-l preda nouă mai departe și pentru ca și noi să ne putem trăi existența, să obținem aceste producții frumoase, care, în special în vestul țării, la asociațiile agricole de aici, sunt foarte, foarte mari. Cred că datoria noastră este, în primul rând, aceea de a încerca să păstrăm acest pământ așa cum l-am primit de la înaintași și de a-l preda mai departe urmașilor noștri și copiilor urmașilor noștri, pentru ca și ei să-și poată duce traiul și să poată să obține producții frumoase și chiar recorduri pe aceste terenuri extraordinar de fertile. Din această cauză, cred că trebuie să luăm o poziție fermă împotriva celor care încearcă să vină să extradă aceste gaze de șist, pentru că există un mare risc ca pământul acesta fertil, care se găsește în zona Sântana, Curtici și zona de vest a țării, să fie infectat, să fie distrus, să fie un pământ de pe care noi, dacă nu avem grijă, nu vom reuși să ne câștigăm pâinea și să ne ducem traiul.
Deci, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru că sunteți aici și mai departe o să dau cuvântul invitaților noștri care vor explica ceea ce se poate întâmpla, care este riscul pe care, să spunem noi, dacă nu vom lua măsuri ferme, ni-l asumăm și pământul pe care, în momentul de față, asociațiile agricole de aici și proprietarii obțin recolte foarte mari, posibil să aibă urmări, posibil să aibă de suferit. Mulțumesc! Aș vrea să dau cuvântul domnului director Dimitrie Muscă. Îmi pare rău că timpul astăzi nu ne-a ajutat să fim într-un număr și mai mare astăzi aici. Ne-am propus primarii, preoții, cei care încă suntem aici, să trecem din comună în comună la informarea dumneavoastră a locuitorilor ca să știți exact ceea ce se vrea să se facă în această zonă a noastră, în acest potențial deosebit de puternic și care se vrea ca să fim călcați în picioare. Este vorba că nu ne-a mai întrebat nimeni ce a spus așa, am primit adrese. Domnilor, vă informăm că vom intra pe terenurile voastre și ne facem treaba. Ulterior, dacă vreți și voi să mai cultivați, pământul este treaba voastră. Adică ne dă un ultimatum. Atenție, voi nici noi, noi nici nu existăm, ci ei vor să intre în forță. De ce? Totul este banul. Pentru ce? Nu știm la cine ajunge banii aceia. Dar dumneavoastră sunteți cei care aveți pământul. Să nu uităm că pământul este sfânt. Să nu uităm că s-a vărsat sânge pentru pământ. Și acum vin și spun, vom crea de șist. Astăzi, ei spun, nu mai vrem gaze de șist, doar hidrocarburi, respectiv țiței, respectiv gaze convenționale. Nu, domnilor, am fost la mine în birou, am fost la primăria din Curtici, cu martori, în care ni s-a spus clar, este vorba de câmpia panonică, care este foarte bogată în gaze și gaze de șist. Are pământul nostru în subsol, are câteva roci sedimentare care sunt foarte bogate și care conțin aceste șisturi, de fapt sunt niște șisturi bituminoase, nici noi nu știm exact ce se întâmplă acum cu aceste șisturi bituminoase, nu știm exact ce trebuie să știm în totalitate. Dar uitați despre ce este vorba. Iată, aici este prezentă o așa numită sondă. Așa vrea să arate la exploatare. Cât se forează în adâncime și gazele de șist încep de la 2 km în jos până la 6-8 km, după care pe aceeași distanță cât s-a dus în jos se duce pe orizontală. Se spune așa în tehnologia care ei o spun. Gazele după care vor fi coptate pe această conductă înapoi vor fi ridicate și băgate în aceste tancuri, mașini și rezervoare de stocare. Domnilor, uitați-vă ce spune această poză, cei care strângeți și vedeți. În momentul când se injectează apa la peste 1000 de atmosfere, deci circa 1050 de atmosfere pe un centimetru pătrat. Vă dați seama cu ce forță, cu ce presiune se injectează această apă. Această apă conține o substanță sau acest lichid de fracturare conține 95% apă, 4,5% conține nisip radioactiv și 0,5% sunt substanțe chimice. Aceste substanțe chimice nu se prezintă decât puține dintre ele, dintre care le-au descoperit unii dintre cercetători și o să vă prezint acolo
câte boli pot să ne producă, pentru că toate sunt substanțe chimice deosebit de periculoase. Deosebit de periculoase. În momentul când se sparge, se lovește cu peste 1000 de atmosfere. De ce se lovește? Se lovește pentru ca să spargă roca. Aceste substanțe chimice fac explozie. Găsind gazul acolo în rocă, fac explozie. Se produc mici cutremure. Într-o primă fază, când se încearcă să se foreze. Iată că atunci când avem gazul, aceste semnale, acest desen ne arată foarte clar cum 7%, spune orice tehnologie, 7% din gaz este scăpat, nu vine pe conductă și o ia razna, pentru că nimeni nu poate să țină gazul, nici betoanele, și prin betoane trece, dar minte prin pământ și prin apă. Acest gaz antrenează de aici, de la 2-3 km, 4 km în jos, antrenează odată cu el în sus, ce? Particule de metale, cum e plumbul, arseniu, stronțiu, deosebit de periculoase, metale deosebit de periculoase. Le antrenează gazul. Se sparge roca care este bine să o lăsăm acolo așa cum e. Se sparge roca, gazul nu poate fi ținut, iese prin pământ. Ați văzut la orice incident care se produce, cum iese prin betoane, prin pământ, pe oriunde. Și aici, gazul antrenează aceste particole. Se interferează gazul cu apa. Asta este primul strat de apă freatică. Gazul trece prin apă și merge sus. Ce a făcut gazul acesta? Ne-a infestat toată apa. Mai departe trece prin apă și ajunge până în apa de suprafață și automat se ajunge și poluează și aerul. Aerul. Deci trebuie să avem grijă, pentru că acesta este fenomenul deosebit de toxic. Nimic din aceste substanțe nu pot să fie bune și plăcute. Dacă produc explozii, dacă produc cancere, și așa județul Arad, suntem campioni la cancer, suntem cei mai cotați ca județul cu cel mai mare efectiv de cancere, de cazuri de cancer. Deci, odată ce ajunge aici, tot pământul este infestat. Așa cum am spus, ajunge și în apa de suprafață. Apa de suprafață ce face? Este luată de plante, de vietăți, de iarbă, dacă vreți. Încât totul se infestează. Nu rămâne nimic neinfestat. Absolut nu poate să rămână nimic neinfestat. Și în condițiile astea, ce urmează? Să inhalăm și noi, și animalele, și noi oamenii. Că n-avem cum să mâncăm o iarbă dintr-o sau o plantă care a ajuns cu rădăcinile să trăiască în aceste substanțe chimice. Aici este pericolul care ne paște. Aceasta este metoda fracturării. Gazele de șist se pot obține doar prin această fracturare hidraulică. Sigur, la ora actuală, am mai spus-o și alte dăți, la ora actuală ei susțin că nu vor gaze de șist decât hidrocarburi, respectiv țiței. Aș vrea să vă spun, domnilor, că țițeiul, cum am spus și în alte dăți, până în 89 s-a explorat în această parte de vest a țării, și pe o parte de graniță, și pe altă parte. Ungurii au tras dincolo, românii să nu se lase pentru ca să explodeze toată lumea punga care de gaz care e, de țiței, care era în zonă, în zona noastră, le-a extras și de o parte și de alta. Fapt că sunt la ora actuală, încă și acum în funcțiune, sondele de țiței, începând de la Turnu, Pecica și mergând până la Șandra, până la Lovri, în partea aceasta de vest. Și în zonele noastre au făcut aici colo câte o sondă. Nu s-a găsit țiței. Dacă se găsea țiței, și atunci se trăgea. Nici dincolo ungurii nu vin mai departe de Turnul. Tot același lucru s-a întâmplat. Pe partea asta aici nu mai există. Deci ne minte. Și ne minte cu nerușinare. Cu mare nerușinare spunând că nu. Oameni buni, pământul este al dumneavoastră, al celor care sunteți aici, al celor care nu sunteți aici, al neamurilor și al vecinilor dumneavoastră. Și trebuie să le spuneți, pentru că timpul nu ne-a ajutat să fim într-un număr mai mare aici, dar oricum este totuși o reușită. Trebuie să știe toată lumea că nu ne așteaptă decât crime. Otrăvirea pământului, otrăvirea apei. Vă rog să vă gândiți un lucru. Din pânza de apă freatică
se trage apa și se face fracturarea. La fiecare fracturare se folosește între 25.000 de metri cub de apă. Apa aceasta cu substanțele chimice, ori se creează iazuri, ca și aici, și încearcă să o pună undeva, dar care ajunge pentru că sunt scăpări, sunt erori umane și nu are cum să fie controlată, să nu fie scăpată. Deci apa aceasta nu are cum să nu vină, nu de azi pe mâine, oameni buni, dar în 2-3 ani de zile nimic n-a scăpat. O spun antecedentele, o spun toate filmele care au fost prezentate în toată perioada aceasta, multe televiziuni au dat ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, cum a rămas deșert, cum a rămas terenul goale. Dar unde au pornit-o americanii? Acolo unde populație nu exista, acolo unde exista doar, spunea cineva, 5 locuitori la 200 de hectare. Iar la noi, pe această zonă de reprezentate de primarii care sunt aici, că de ce văd sunt toți primarii acestor localități. Poate nu este Livada, sunt Leani, dar majoritatea primarilor sunt aici și cel de la Pecica. Acolo era zonă cu puțini locuitori. Aici nu se poate. Ați văzut, Germania a spus categoric nu, noi avem o densitate mare de locuitori pe kilometru pătrat și nu ne putem infecta oamenii, nu ne putem otrăvi oamenii. Acei 5 oameni care stădeau pe 200 de hectare puteau să-i mute sau să se mute din zona lor, din area lor. Era o populație foarte, foarte puțină. La noi nu se poate întâmpla așa ceva. Oare de ce a spus Merkel categoric nu? Oare de ce francezii au spus categoric nu admitem pe teritoriul Franței să fie acest lucru, să se întâmple exploatarea prin fracturare? Oare de ce a spus bulgarii, care sunt o țară mică față de noi? A spus nu, mai mult, bulgarii au spus noi venim să protestăm alături de români pentru că ne e frică că, că introducând aceste explorări de gaze de șist în România, pe sub Dunăre, apa circulă, apa se duce și infestează și pe ei. Iată cât au fost de cuminți. Iar noi ținem cu tot din adânsul să le dăm drumul acestor explorări. Nu se poate, pentru că totul depinde de noi, cei care sunt aici, și totul trebuie să spunem nu. Pentru a intra în teren, ei vor încerca diferite metode. Au fost la mine, nu mă ascund, au vrut să mă ademenească, au vrut să mă cheme, să mă duc să mă întâlnesc cu ei la București, la Budapesta sau în Viena sau oriunde și voi fi foarte mulțumit. N-am avut nevoie de mulțumirea lor. Sunt mulțumit dacă trăiesc într-o zonă cu oameni mulțumiți. Asta poate să fie mulțumirea mea. Și alături de dumneavoastră, alături de cei de aici astăzi, sunt Ana și vom merge în toate comunele acestea. Dacă îi lăsăm să intre, ne ucid. Interesul este unul singur, repet, banii și nimic altceva. Nu au scrupule, nu au nimic alt. Ei trăiesc din afara zonelor contaminate. Oameni buni, pământul este al noastră. Astăzi Constituția ne protejează și ne spune clar, și le spune și lor, doar cu acordul proprietarului de teren. Dar iată că nicăieri n-au cerut acordul proprietarului de teren și au intrat. La noi, vă dați seama că ne-au făcut hârtiile. Doar faptul că am început să ieșim vehement în presă și ne-a ajutat efectiv presa, pentru că și presa în alte condiții va trăi în zone contaminate. Și ne-au ajutat presa și am stopat. Pentru un moment, pentru că sunt tot mai vehemenți. Și dar și noi vom fi la fel de vehemenți. Și nu îi vom lăsa. În primul rând, nu cred că cineva, decât nu există pădure fără jucători. Poate cineva să-și vândă terenul la câte o firmă din asta, care e posibil să nu cumpere pe numele firmei, ci pe numele unei oarecare persoane.
nu-i voim lăsa. Îi lăsăm să circule pe șosele, pe drumuri. Dar în pământurile noastre nu-i vom lăsa. Vom pune acolo mașinile, combinele, tractoarele, ne vom aduna noi. Și aș vrea să înțelegeți dumneavoastră, cei care sunteți astăzi aici, și să împărtășiți și celor care, cu care luați contactul azi, mâine, poi mâine și așa mai departe. Trebuie să fim uniți. Numai și numai uniți îi putem stăpâni pe acești oameni de rău, pe acești criminali. Îmi permit să spun criminal, pentru că introduc 200 și ceva de substanțe chimice care produc explozii, care după ce roca de sub se sparge, se creează goluri, automat după crearea acestor goluri se vor produce cutremure. Este inevitabil. Nu trebuie să fii filozof. Se sparge o rocă. Roca este precum un burete. Când se sparge, se strânge, se creează goluri. N-au pus să nu fie gol, să nu fie cutremure. S-au spus și o parte din Andrea au sistat explorările pentru că au început să producă mult prea multe cutremure. Suntem feriți, suntem într-o zonă blagoslovită de Dumnezeu. Suntem într-o zonă în care trebuie să ne spunem cuvântul și să ne o apărăm. Așa cum părinții noștri au apărat acest pământ și au avut grijă de el, și noi trebuie să facem ceva ca să lăsăm copiilor noștri. Este obligatoriu să ne batem. Nu putem să-i lăsăm. N-avem voie să-i lăsăm. Ați văzut, s-au bătut la Pungești, acolo în județul Vaslui, jandarmii, poate au fost 500 de 1000 de jandarmi, cu 100 de bătrâni de 80 de ani și cu câteva femei. Pentru că acolo oamenii sunt plecați din cauza sărăciei, mulți dintre ei sunt plecați prin străinătate să-și câștige o pâine mai bună. Zona noastră este o zonă bună. Avem un potențial extraordinar. Culturile care le facem, agricultura care o facem noi aici și care spune că ne putem bate cu oricine. Domnilor, față de aici, aici au fost colonizați și au stat la început nemții, da? De ce au stat nemții aici prima dată în Sântana? Pentru că a fost zonă bună, pentru că a fost un pământ roditor, pentru că s-au axat la început pe agricultură și le-a câștigat, au avut un trai decent. Astăzi noi suntem obligați să nu-i lăsăm. Suntem obligați să ne apărăm ce avem sfânt și pământul nostru trebuie să fie sfânt pentru toți. Să nu-i lăsăm sub nicio formă să intre. Aș vrea să vă înțelegem un lucru, un lucru cu care am pornit în momentul când ne-am adunat să oprim pe acești criminali. Nu vrem și nu lăsăm niciodată să intre în întâlnirile noastre nicio tentă politică. Dacă am lăsat aici în sală de dumneavoastră, unul de la un partid, altul de la altul, ar începe discuții, disensiuni. Nu! Aici toți suntem cu o... Aici toți avem o singură cauză, să ne apărăm sănătatea noastră, a pământului, a vietăților noastre. Deci, vă rog frumos să înțelegeți, să nu lăsați să se bage. Nu vrem tentă politică, vor încerca. Sigur că și din alte părți, când am spus de jandarmi, acolo și jandarmii în multe de situații au fost provocați. Au dat cu piatra ei ca ei să răspundă. Nu lăsați dumneavoastră, oameni buni, să se interpună între noi, care avem o cauză nobilă. Nu lăsați să se interpună acei oameni răifăcători. Aceia sunt plătiți de cineva. Aceia sunt discoade. Aceia trebuie puși afară. Nu aveți același cel cu noi. Noi vrem o viață sănătoasă. Noi nu vrem o travă. Noi nu vrem cianură. Ați văzut la Roșia Montană ce se face? Cianură, oameni buni, este crimă, este cancer, este atâtea și atâtea boli. Dacă vă citesc aici și nu o să vreau să vă spun toate ce este aici, câte documente am. N-avem voie, n-avem voie, dar aveți responsabilitatea. Uitați-vă, am o hârtie aici, nu știu dacă se vede la dumneavoastră. Milioane de litri de fracturare ce conțin o grămadă de substanțe. 25% din ele pot provoca cancer și malformații. 37% din ele influențează sistemul hormonal. 40-50% din ele afectează rinichi, sistem nervos, sistemul imunitar și cardiovascular.
Altele afectează organele de simț, sistemul respirator și sistemul gastrointestinal. Iată cum aici se exploatează gazele, este un canal în care o vacă bea apă. Repet ce am spus acolo, gazele ies, gazele nu le putem stăpâni. Intoxică apa, apa circulă în pământ, apa nu mai pusă în borcan, o putem ține, în rest circulă în pământ. Am spus și alte dăți, de multe ori când în cimitire se îngroapă morții și ajunge apa până sus, apa vine. Mai mult, cu apa aceea care eu vreau să o, obțină fracturarea, să obțină spargerea rocilor, acești 25.000 de metri cub de apă, seacă și ne ia toată pânza de apă freatică. Cu asta am putea face irigații și am putea să ne concurăm să fim cei mai buni din lume la agricultură. Cel puțin zona noastră este sigur. Și atunci, ce creăm? Pustiu. Am aici o altă hartă, o să o prezinte cei de la Viața Satului duminica, peste două săptămâni, de azi în două săptămâni, tot așa, un mesaj și un interviu exact despre asta. Uitați-vă dumneavoastră ce, dacă se vede până acolo, tot ce este hașurat pe această hartă, este zone care vor fi date, concesionate pentru a fi exploatate în ceea ce privește gazele de șist. Repet, spun acum cu nonșalanță, mint, spune, nu vrem gaze de șist. Oameni buni, credeți-mă, am fost cu martori, nu spun de mâna de nebori. Nu-mi trebuie altceva, dar cu martori, așa ne-a spus, cântia panonică este foarte bogată, nu putem să nu exploatăm. De ce să exploateze ei? De ce să îi lăsăm? Pentru ce? Pentru că ei vor bani. Cât câștigă țara din banii care se scot din gazele de șist, care nu ține exploatarea lor decât 4-5 ani de zile, 6, nu mai mult, că se termină. Oameni buni, suntem într-o zonă în care facem 10-12.000 de kilograme de porumb și 7-8.000 de kilograme de grâu. Ne asigurăm pâinea, ne asigurăm mâncarea vegetală, animală. Putem să vindem afară. Iată, astăzi se laudă guvernarea că agricultura a scos țara din impas, că ne-a clasat destul de sus datorită agriculturii. Da. Și atunci de ce să-i dăm în cap? Avem un ministru care nu se bate. Personal l-am contactat. Personal am vorbit cu el de fiecare dată, de câteva ori. Prima dată m-am mințit, a spus, domnul Muscă, păi, eu am trimis un memoriu și l-am aici. Nu am primit nimic de la dumneata. Nu putea să spună așa de la chestii. Și am spus, domnule, de la obraz, cum poți să minți în asemenea hal? Pentru că există documente cum ți-a fost trimis. Nu se bate pentru agricultură. Dacă sunt alții care nu știu ce e agricultura, dar un ministru al agriculturii știe ce este agricultura și ar trebui să se bată și să spună categoric nu. Pentru că în ani și ani de zile nici nu există venitul din exploatarea gazelor de șist față de ceea ce înseamnă o agricultură performantă. Și subliniez acest potențial agricultură performantă, că totuși potențialul zonei este în agricultură, în zootehnie, în industria alimentară. Și putem face, și putem câștiga bani, și putem să avem o bunăstare bună. Și dacă la ora actuală zona noastră de vest a țării s-a ridicat destul de mult, s-a ridicat și din punctul de vedere al agriculturii, sau a contribuit agricultura la bunăstarea noastră. Și am ajuns la ceva performanțe. Și se vor îmbunătăți aceste performanțe. Probabil că va trebui să ne unim. Să ne unim mai mulți. Aici sunt oameni și din Sântana, sunt oameni și din vecinătățile localității Sântana, inclusiv de la Curtiș, de la mine, din Unitate și de la Olari. Oameni buni, nu avem voie să îi lăsăm. Și dacă vine să ne expropieze pământul, Doamne ferește, și atunci stăm acolo pe pământul nostru și nu se poate băga dacă noi suntem uniți. Dacă nu culegem furtună, culegem amar și jale. Vă mulțumesc că aș putea să vă povestesc mult mai multe, dar încerc să mă opresc aici.